Trușescu în linia defensivă. La mijloc sunt Marian Coman, Alexandru Cincă, Sebastian Mirică, Gheorghe Aria, iar în atac acționează Marian Sanda și Robert Dalu. Retur pentru barajul de promovare în Liga a doua și SCM Zalău Unirea Dej. Să vedem această fază bară! Ce ocazie importantă pentru oaspeți! Dă slab Marian Sanda, însă asta după ce mingea, cred, conducătorilor de la Vedița Colonești, Gheorghe Aria cu acest șut. Iată până acum oamenii de bandă, mijlocașii de bandă de la Vedița Colonești produc cele mai importante ocazii. Dă cu stângul, atenție! Încercarea sa de pasă blocată aici, mare ocazie pentru Corona Brașov, gol! Marchează Nicolae Roșu după pasa lui Iulian Drăgoi, minutul 73 pe posesie. Cei de la Vedița Colonești are timp să-și pregătească centrarea, nici vorbă de offside. A avut timp să-și pregătească centrarea Iulian Drăgoi, pune stângul Nicolae Roșu, nicio șansă pentru Alexandru Șerban să intervină. 1-0 pentru advers, o minge care ajunge afară și se termină. Corona Brașov promovează în Liga a doua, trece la general cu 3-1 de Vedița Colonești. Golul marcat de Nicolae Roșu în repriza a doua, omul intrat în locul lui Cristescu, aduce bucuria pentru Corona Brașov. Așadar, un oraș important ca Brașovul va avea din nou echipă în Liga a doua. Deocamdată